Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Primăria Onești dă 3.000 de lei pentru radierea mașinilor vechi și poluante. Ursul brun amenință comunitatea din Gura Văii. Primarul Comunei Dofteana Ioan Bujor obține finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Primăria Onești dă 3.000 de lei pentru radierea mașinilor vechi poluante. Peste 140 de cereri deja înregistrate. Grăbiți-vă, numărul este limitat. Programul Rabla Local a generat interesul oneștenilor, iar Primăria Municipiului Onești este pregătită să gestioneze un anumit număr de cereri de casare. În acest sens, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a precizat că Primăria Onești poate soluționa cel mult 300 de cereri de casare. Până în prezent s-au înregistrat 148 de cereri de casare în Onești, ceea ce arată că o parte semnificativă a populației este interesată să beneficieze de această oportunitate de a-și radia din circulație mașinile vechi poluante și de a primi un stimulent financiar în valoare de 3.000 de lei. Programul Rabla Local este o măsură menită să reducă poluarea din zonele urbane și să încurajeze utilizarea mașinilor mai puțin poluante. Programul Rabla Local este o oportunitate pentru cetățenii din Onești care dețin mașini vechi poluante și doresc să le radieze din circulație. Înregistrarea unui număr limitat de cereri de casare de către Primăria Onești arată că există un interes semnificativ din partea populației pentru această măsură. Mai puține rable, mai multe locuri de parcare. În ședința de Consiliu Local voi supune aprobării consilierilor locali un proiect de hotărâre ce vizează cofinanțarea programului Rabla persoane fizice pentru casarea unui număr de 300 de autoturisme cu o vechime mai mare de 15 ani. Până la acest moment, la Primăria Onești au fost înregistrate 148 de cereri, precizează primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Primarul Comunei Dofteana Ioan Bujor a obținut finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Timp de 5 ani s-a luptat primarul Comunei Dofteana Ioan Bujor pentru a obține finanțarea pentru un important proiect de infrastructură, asfaltarea drumurilor afectate de inundații din localitate. Proiectul a fost depus în 2018 la Compania Națională de Investiții, iar cu ajutorul bugetului primăriei, acesta va fi implementat. Proiectul vizează asfaltarea a 10 km de drumuri, care includ strada Băltiș, strada Canton din Bogata, strada Soci din satul Cucuieț, strada Chiscului din satul Larga, strada Osoi din Dofteana și strada Ariniș, Sălcilor, Zorilor și piciorul Calului din Seaca. Aceste străzi au fost afectate de inundații în trecut, ceea ce le-a deteriorat foarte mult și le-a făcut uneori impracticabile. Pe lângă asfaltare, proiectul prevede și consolidarea malurilor cu gabioane pe strada Socilor, pe o lungime de 200 de metri și o înălțime de 6 metri. Aceste măsuri vor ajuta la prevenirea inundațiilor în viitor și vor asigura o circulație sigură și eficientă pe drumurile din zonă. Valoarea totală a proiectului este de peste 100 de miliarde de lei, aproximativ 2 milioane de euro, iar Primăria Dofteana va contribui cu aproximativ 7 miliarde de lei, respectiv 140 de mii de euro din bugetul propriu. Implementarea proiectului a început. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor. În anul 2022 am început modernizarea străzii Băltiș și nu numai, prin turnarea unui singur strat de asfalt, numit binder, apoi în toamnă și în primăvara aceasta am făcut regola de scurgere a apelor pluviale, iar astăzi am turnat, sau turnăm mai bine zis, ultimul strat de asfalt, numit stratul de uzură, după care ne vom deplasa la celelalte străzi, pe strada Cantonului, tot aici în satul Bogata. De unde bani pentru lucrări? Pentru că sunt foarte multe lucrări în Dofteana și cred că banii sunt aceiași pentru toată lumea, nu? Da. Deci sursa de finanțare pentru acest drum și alte străzi, cum ar fi Cantonului, în afară de Băltiș, cum ar fi Piscului din satul Larga, cum ar fi Spărău Socilor din satul Cucuieț și alte străzi din satul Seaca, am obținut o finanțare de la Compania Națională de Investiții pentru că aceste drumuri în anul 2018 au fost inundate. Și uitați, din anul 2018, din cauza faptului, din birocrația care este în România, tot am făcut proiecte, tot am făcut tot felul de avize și aprobări, până când, uitați, în 2023 se va finaliza
acest proiect care este destul de lung, care vom asfalta peste 16-17 străzi în localitatea noastră. Deci de 5 ani vă chinuiți cu proiectul acesta? Sigur, de 5 ani ne chinuim cu proiectul acesta, pentru că are și pentru consolidarea malurilor, mă refer pe prăul Socilor în Cucuieți, acolo avem pe o înălțime de 6 metri gabioane și pe o lungime de aproximativ 200 de metri. Iar a tergiversat mult, pentru că o trebuie să obținem toate aprobările de la Agenția de Mediu, de la Apele Române și toate celelalte avize necesare, plus de asta, în funcție și de finanțarea care vine de la Compania Națională de Investiții, efectiv aceștia sunt bani de la Uniunea Europeană. Revenim la strada Băltiș, mă uit aici, s-a făcut-o prin proiectantul, probabil a făcut, o rigolă generoasă de preluare a apelor de pe afluenți, de pe pereți. Da, dacă vedeți dumneavoastră, deci strada Băltiș este poziționată de așa natură, aici mai sus e pădurea care aparține ocolului Silvic Târgu Ocna și de pe toți versanții acestea colectează apa pe această rigolă și o conduce în părăul care face legătura dintre părăul Mărului, cum spunem noi, și râul Trotuș. Oamenii spuneau că aici erau mereu probleme din cauza viturilor sau apelor puternice care coboară. Da, drumul în general a fost de fiecare dată impracticabil, întrucât tot aici sunt mai multe sonde de petrol care sunt în extracție la ora actuală. Cei de la petrol cu greutăți mari, cum trec ei pentru rezolvarea situațiilor de la sonde, normal că niciodată drumul nu putea să fie așa cum trebuie și scurgerea apelor erau deteriorate toate șanțurile, de așa natură apele le intra în curțile oamenilor și le străca toată recolta sau în cel mai rău caz le-au intrat și în beciuri și în curțele lor apa. De acum încolo sperăm să nu mai fie niciun fel de probleme de acest fel. Cum a dat un pic căldura, văd că oamenii sunt la datorie, domnul primar supraveghează lucrările. Vă gândeați că o să asfalteze? Da, pentru că am avut multă încredere în domn primar și ne-am așteptat la... A fost vreodată asfaltată? Nu. Era nevoie, nu? Era, așa este. Cam câte suflete sunt pe strada asta? Câți oameni beneficiază de asfalt? Deci care locuiesc sau... Câte case sunt aici? Ca vreo 15 persoane, am înțeles. Deci, practic, comunitatea asta n-a avut niciodată asfalt, acum vedem și șanțuri de scurgere a apei, da, și asfalt și cam, mă rog, condiții foarte bune, aveți până la poartă. Avem până la poartă, avem scurgere pentru apă, suntem foarte mulțumiți. Ați avut probleme înainte până să fie asfalt? Da, pentru că vine apa, drumul era așa versant, cum era, nu? De pe versant, drumul era așa cum era și... Și rupeau totul ce da, era pe aici. Da. Am înțeles. Da. Păi un mesaj, dacă e pentru domnul primar, ce credeți că ar mai trebui să facă? Ce aș recomanda? Multă sănătate, multă răbdare să aibă... Pentru și să-și facă toate planurile. Să-și facă toate planurile pe care și le-a pus. V-a promis că asfaltează aici? Da, ne-a promis, așa, și este că s-a ținut de cuvânt, da. Îi mulțumim foarte mult, sănătate și sărbători. E un om de cuvânt, domnul primar? Da, un gospodar cu tot ce... cu tot ce este necesar. Pentru o comunitate. Pentru o comunitate, găsim totul la el. Tot sprijinul și tot ajutorul. Despre buna colaborare a primarului Comunei Dofteana Ioan Bujor cu autoritățile județene aflăm în minutele următoare de la consilierul județean Vasile Budacă. În Dofteana nu se opresc asfaltările, aș putea spune, chiar dacă suntem în săptămâna patimilor, primarul Bujor nu ia pauză pentru a dezvolta această comună. Avem aici o investiție de aproximativ 2 milioane de euro, investiție realizată prin Compania Națională de Investiții, numai inundațiilor din anul 2018, din câte înțeleg de la domnul primar. Un primar gospodar care le-a promis locuitorilor de aici că va asfalta și iată că se ține de cuvânt. Un primar mai mult decât gospodar, un primar aflat la cel de-al patrulea mandat, care a făcut din comuna Dofteana una dintre cele mai frumoase comune din județ și, de ce nu, din țară. Este un primar apreciat care a știut să atragă atât fonduri europene, fonduri guvernamentale, cât și să chibzuiască bugetul comunei pe care o păstorește de 4 mandate, așa cum vă spuneam. În calitate de consilier județean, cred că a făcut nenumărate drumuri dumnealui la Consiliul Județean, la președintele Consiliului Județean, pentru a obține finanțare pentru diferite proiecte. Și e genul de om care, dacă îl dai afară pe ușă, va intra cu siguranță pe geam până nu-și atinge scopul, nu se lasă. Cu siguranță, domnul primar este un apropiat al președintelui Consiliului Județean.
Consiliul Județean și-a îndreptat privirea către această localitate. Chiar în această perioadă se desfășoară un proiect comun, o asociere, prin care se asfaltează un drum în alt sat al acestei comune, în satul Larga. Deci, cu alte cuvinte, domnia sa nu-l ratează nicio linie de finanțare, nicio posibilă sursă de finanțare pentru a, să zicem, îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor comunei. E clar că domnul Bujor accesează tot ceea ce se poate accesa pentru această comună și asta cred că se vede cu ochiul liber. Și un mesaj, pentru că suntem în perioada, să zicem, premergătoare sărbătorilor pascale, cu toții ne pregătim să întâmpinăm, pentru cei care ne urmărește, le transmite. Ținând cont că suntem în perioada sărbătorilor pascale, urez tuturor sărbători binecuvântate, cu liniște sufletească, cu încredere și cu nădejdea că vor veni vremuri mai bune. Ursul brun amenință comunitatea din Gura Văii. Primarul ia în calcul emiterea dispoziției de lichidare. Primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, atrage atenția locuitorilor comunei cu privire la prezența ursului brun în localitate. Este vorba de satele Temelia și Păltinata, zona Livadă. În consecință s-a constituit comitetul local pentru situații de urgență pentru a preveni orice atacuri și a fost anunțată chiar Asociația de Vânătoare și Protecția Faunei pentru a interveni în mod corespunzător. Conform informațiilor furnizate de localnici, un exemplar de urs brun este prezent în satele Temelia și Păltinata. Se constituie CLS-ul în vederea prevenirii atacurilor, a fost anunțat AJVPS-ul. Rugămintea mea către cetățeni este să evite deplasările pe jos, până vom obține fie îndepărtarea, fie neutralizarea animalului sălbatic. În ceea ce mă privește, dacă situația o impune, nu voi ezita emiterea dispoziției de lichidare. Viața oamenilor are prioritate, explică primarul Silviu Tinei. Faptul că primarul Tinei a solicitat cetățenilor să evite deplasările pe jos și să acorde atenție sporită acestui aspect până la îndepărtarea sau chiar neutralizarea animalului sălbatic, relevă faptul că pericolul este iminent. De altfel, prezența ursului brun în comunitate este o problemă serioasă și extrem de periculoasă, care necesită atenție, dar și multă precauție. Incident grav a avut loc pe 19 aprilie la liceul cu program sportiv din Bacău, când un elev a fost reținut după ce a amenințat un profesor cu un cuțit. Potrivit informațiilor oferite de poliție, la data de 19 aprilie, elevul se afla în sala de sport când a avut o dispută cu profesorul, care a escaladat și a dus chiar la amenințări cu violența. Elevul a scos un obiect înțepător din rucsac și l-a amenințat pe profesor, după care a părăsit școala abandonând obiectul periculos. Profesorul a reușit să liniștească și să împiedice o tragedie, dar incidentul a fost raportat la poliție și la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Elevul a fost identificat rapid de către o patrulă de poliție și a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Poliția a preluat cazul și a reținut elevul pentru comiterea infracțiunilor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și amenințare. Inspectoratul Școlar Județean Bacău a demarat o anchetă și a înființat o comisie de violență pentru a stabili măsurile ce se impun în acest caz. După ce a fost cercetat de către autorități, elevul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Asta înseamnă că nu poate părăsi localitatea fără permisiunea instanței și trebuie să se prezinte periodic la poliție și să respecte alte condiții stabilite de instanță. Ordin de protecție ignorat. Un băcăuan ajunge în arestul IPJ după ce intră cu scandal în casa surorii. Incident grav s-a petrecut recent într-o comună băcăuană, când un bărbat a încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa și a intrat cu scandal în casa surorii sale. Potrivit informațiilor oferite de IPJ Bacău, polițiștii secției 6 Poliție Rurală Traian au intervenit imediat și au reținut bărbatul pentru 24 de ore după ce acesta a fost cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. În acest caz, ordinul de protecție emis împotriva bărbatului ar fi trebuit să-l descurajeze să se apropie de sora sa, dar și de locuința acesteia. Însă, bărbatul a ignorat măsura și a revenit la domiciliu. În cazul de față, polițiștii au intervenit prompt și au reținut bărbatul pentru 24 de ore. A fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Bacău și va fi cercetat de autorități pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Bordea și Cortea la Onești cu un show de stand-up comedy de neuitat. La Casa de Cultură din Onești se pregătește un eveniment de excepție pentru fanii stand-up comedy. Pe 22 aprilie, comicii Bordea și Cortea vin în oraș și promit să aducă multă distracție și voie bună. Într-un show impecabil, cei doi artiști vor aborda subiecte actuale și vor face glume pe seama situațiilor de zi cu zi, într-un stil unic și inconfundabil. Bordea și Cortea sunt recunoscuți pentru talentul lor deosebit în arta stand-up comedy și promit să ofere publicului din Onești o seară de neuitat. Pentru fanii genului, acest eveniment este o ocazie unică de a-i vedea în carne și oase pe cei doi comici care s-au făcut remarcați prin talentul lor în numeroase apariții televizate și în spectacole live. Biletele pentru show-ul de stand-up comedy susținut de Bordea și Cortea sunt disponibile la Casa de Cultură din Onești și online. Prețul unui bilet este accesibil, iar locurile sunt limitate. Nu rata ocazia de a te distra alături de cei doi comici de top și de a participa la un eveniment de calitate în orașul tău. Fă-ți rost de bilete și asigură-te că te vei fi prezent la un show de stand-up comedy de neuitat. Amenajare spațiu de joacă pentru copiii din Mănăstirea Cașin. Miercuri 12 aprilie a avut loc la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din Iași semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Amenajare spațiu de joacă pentru copii în comuna Mănăstirea Cașin pe fonduri europene. Acest proiect este o oportunitate importantă pentru dezvoltarea comunității locale, oferind copiilor din zonă un loc sigur și atractiv pentru a se juca. Prin acest proiect, comuna Mănăstirea Cașin va beneficia de un spațiu de joacă modern, dotat cu echipamente de joacă sigure și variate, cum ar fi tobogane, leagăne și căsuțe. Spațiul de joacă va fi amenajat într-o zonă special amenajată, astfel încât copiii să aibă la dispoziție un mediu sigur și stimulativ pentru a se bucura de timp liber. Acest proiect a fost posibil prin intermediul fondurilor europene, care sunt disponibile pentru dezvoltarea zonelor rurale și a comunităților locale. Este important să se înțeleagă că astfel de investiții nu numai că îmbunătățesc calitatea vieții copiilor din comunitate, dar au un efect pozitiv asupra economiei locale și a mediului înconjurător. Semnarea contractului de finanțare pentru acest proiect reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunei Mănăstirea Cașin și a zonelor rurale din România în general. Investițiile sunt cruciale pentru a asigura o viață mai bună și mai sigură pentru copiii noștri. Proiectul Amenajare spațiu de joacă pentru copii în comuna Mănăstirea Cașin este un exemplu de succes al utilizării fondurilor europene pentru dezvoltarea zonelor rurale și a comunităților locale. Un proiect așteptat de copiii noștri, dar în egală măsură și de părinții și bunicii lor. Ne vom da silința ca până la sfârșitul anului proiectul să fie finalizat. Este important să ne asigurăm că astfel de proiecte continuă să primească sprijin și finanțare pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a comunității noastre, transmite primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache. Jandarmii Băcăuani donează 11 litri de sânge într-o campanie umanitară pentru a salva vieți. Gesturile umanitare sunt cele care ne definesc ca oamenii. Jandarmii din Gruparea Mobil de Jandarmi Bacău și Inspectoratul Județean Bacău au demonstrat încă o dată acest lucru prin implicarea lor în campania umanitară Donează sânge, salvează o viață. Donarea de sânge este unul din cele mai simple și eficiente moduri prin care o persoană poate ajuta comunitatea în care trăiește, contribuind la salvarea de vieți. Jandarmii din Bacău nu sunt la prima campanie de acest gen, ci au fost implicați în multe acțiuni de donare de sânge în trecut. Cei 11 litri de sânge donați astăzi de jandarmii celor două unități din Bacău se adaugă celor aproximativ 20 de litri donați de la începutul anului până în prezent pentru salvarea vieților semenilor noștri aflați în dificultate. În 2002, jandarmii din cele două unități din Bacău, prin cele 200 de donări, au contribuit la creșterea cu peste 80 de litri de sânge acestei resurse vitale a vieții. Statistic, un jandarm a donat sânge odată la 1,25 de zile lucrătoare, ne-a declarat purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Bacău, Alexandra Dănculea. Donarea de sânge este un act simplu și sigur, care poate face diferența între viață și moarte pentru pacienții aflați în nevoie. În România, numărul donatorilor este încă unul insuficient pentru a acoperi nevoile sistemului de sănătate, iar implicarea jandarmilor în campaniile de donare de sânge este cu atât mai importantă. Fiecare picătură de sânge donată poate face o diferență semnificativă în viața cuiva. Jandarmii din Gruparea Mobilă Jandarmi Bacău și Inspectoratul Județean Bacău au demonstrat încă o dată că sunt exemple de empatie, altruism și implicare activă în comunitatea în care trăiesc.
În ultima ședință a legislativului local, aleșii locale au discutat și votat favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de investiții. Este vorba de achiziția de echipament pentru tratarea pacienților critici nou-născuți din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții, achiziție de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților critici nou-născuți în cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR. Pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12, Sănătate, Investiția I2, Dezvoltare infrastructurii spitalicești publice, investiție specifică 2.3, secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, inițiator Victor Laurențiu Leghină, primar. Vă rog, domnul secretar. Înainte de a trece la punctul 4, îmi cer scuze, trebuia să fac un anunț. Avem în sală convocatorul pentru adunarea generală a acționarilor de la DPP. Pentru că trebuie anunțat după votul, nu știam cum va fi votul dumneavoastră, teoretic vorbind, o să avem rugămintea să-l semnați. Este vorba de convocatorul pentru ședința din 20. Așa cum prevede legea, dacă nu există o unanimitate, nu poate să se țină ședința. Dar prin faptul că autoritatea tutelară astăzi a aprobat raportul comisiei, dar numirea și se va face de pe adunarea generală. Practic pe dumneavoastră. Mulțumesc. Urmarea lansării ghidului beneficiar pentru investiția specifică pilonul 5 Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12 Sănătate, investiția 13 Dezvoltarea infrastructurii spitalice publice, investiție specifică secție de terapie intensivă pentru nou născut. Municipalitatea vizează obținerea de fonduri nerambursabile pentru achiziția de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților și pilonul nou născut din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești. Față celor prezentate, vă rog să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Și Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Deci proiectul a trecut cu unanimitate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 22 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Soarele ne va zâmbi pe alocuri, iar mercurul în termometre ajunge până la valori de 16 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 4 grade Celsius. Duminică 23 aprilie, cerul va fi parțial înnorat, local vor fi averse de ploaie după amiaza, mercurul în termometre urcă până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Luni 24 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Pe alocuri vom avea parte de ploișoare. Mercurul în termometre urcă până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.